Bun găsit! Peste 1600 de accidente rutiere s-au produs pe șoselele din țară în doar 10 luni ale acestui an. În urma acestor nenorociri, aproape 200 de oameni și-au pierdut viața, iar alți 1800 au avut de suferit diverse traumatisme. Datele alarmante au fost prezentate de Inspectoratul Național de Securitate Publică în contextul Zilei Mondiale a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere. Principalele cauze care au dus la astfel de tragedii sunt viteza excesivă, conducerea în stare de ebrietate și neacordarea priorității în trafic. Statistica mai arată că din numărul total de accidente rutiere, aproape 50% s-au produs în capitală. În contextul acestei zile, agenții de circulație au decis să atenționeze încă o dată participanții la trafic că viața are prioritate. Inspectorii de la INSP au mers cu girofarurile pornite pe mai multe străzi din Chișinău. Aceștia au luat cu ei și o mașină care a fost făcută zob într-un accident rutier pentru a-i sensibiliza pe șoferi. Încă o dată, de a duce la cunoștință atât cetățenilor cât și conducătorilor auto din municipiul Chișinău despre consecințele care urmează ca rezultat a nerespectării regulilor circulației. Acest automobil a fost implicat într-un accident rutier în rezultatul care au fost traumatizate două persoane grav. Astăzi îmi face o deplasare în municipiul Chișinău cu un mesaj de informare a cetățenilor și a conducătorilor auto. Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Accidentelor Rutiere este marcată în întreaga lume din anul 1993.